Oh, shit! Cum încep filmarea? Îmi sună telefonul. Salutare lumea, sunt Cristi și bine m-am pregăsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft. Bad boy. M-a și scos din me... Ok, nu înțeleg ce e chestia asta. The worst timing ever, adică, nu știu, asta e probabil cel mai... Nu l-aș numi ghinionist, dar este cel mai nașpa intro pe care l-am făcut vreodată. Oricum, bine m-am regăsit la un nou episod de Bad Wars. Haideți să începem acum, o să jucăm solo, bineînțeles. Primul match pe ziua de azi, hai să vedem cum merge treaba și cum o să ne descurcăm. Lăsați-mi un like dacă mai doriți episoade și let's go. Să văd ce culoare o să-mi dea. De obicei îmi dă grey și verde parcă sau ceva de genul. Ia, păi ce s-a acum? Yellow. Holy shit, nu-s niciodată yellow. Bine, puteam să mă uit aici, dar nu m-am gândit. Ok. Deci mapa asta este mapa aia de ieri, aia nouă. Dar stai. Am observat o chestie, mapele la Bad Wars sunt pe voturi sau se aleg așa pur și simplu? Chiar niciodată n-am constatat asta. Cred că se aleg de dinainte. Într-un fel când te ține în lobby-ul ăla micuț, acolo vezi mapa care o să o joci, cred. Habar n-am, probabil așa este. N-am constatat niciodată chestia asta. Duțu se joacă cu Snapchat-ul, îmi pune pagone niște filtre pe față. Bă, nu puteți să-l vedeți că este în spatele facecam-ului, dar se joacă omul acolo cu Snapchat-ul. Oh, shit! Grey Bed was destroyed. Deja vă distrugeți paturile, mă, nebunilor. Eu n-apuc să fac nimic aici și voi vă distrugeți paturile. Dar n-o să mă apuc acum să construiesc, bă, dar și voi seama, dar... Trebuie să-mi iau resurse aici. Mamă, Grey s-a dus pe Dicleanu. A cine joacă aici, frate? Că s-a dus cam repede. Înseamnă că avem competiție, frate. S-a dus destul de repede. Și nu e ok. Blue team has been eliminated. Oh, bă, ăștia se elimină foarte rapid. Hai să-i dăm și noi. Să-i dăm și noi drumul la acțiune. Că nu mă ăștia își distrug patru în continuu. Mamă, dar ce fac mă ăștia băieții? Sper că nu vine nimeni la mine pe insulă. Nu pot să văd că dacă chiar și-ar construi un drum, ar sta pe shift și asta e fază. Nu pot să văd. Ok, Green e în viață și o să încerc să merg la el pe insulă. Nu e ok ce fac aici, dar hai să încercăm doar. Dacă nu încerci, o să pierzi pe Bad Wars. Noul slogan. Oh shit, nu, m-a văzut, nu vreau să stau să mă bag cu el. Cu toate că știu că o să-l bad, dar am diamantele astea și parcă... Bă! Bă, nu te-ai pus cu cine trebuia mâncați aia și pana ta, ce vrut tu să faci acolo? Mai vreau să iau un diamant. Să ne băgăm acum toate enchanturile posibile să-l batem pe ăsta când o să revie. Oricum când o să revie, nu cred că o să se ducă instant. Apa, da? Tipul ăsta chiar vrea să... Bine, hai, vino. Vino, frate. Hai. Op, ce-ai făcut, bossul? Op. Aoleu. Uite, o să stau aici. De ce ai făcut asta, serios? Holy shit, ce naiba mi-a făcut omul ăsta, era să mor. Oh, mamă, mâncați aia șpana ta, n-am mai fost într-o luptă atât de intensă de când mușcam Survival Games în 2014. Holy shit. Mamă, ce bătălie intensă a fost asta, nici nu mai știam ce planetă eram. Trebuie să mă duc la ăla să-i distrug patul, dar chiar știe să bată sau... Pur și simplu, abilitățile mele de PvP s-au dus ușor și asta e cam nașpa. Nu vreau să spun chestia asta, pentru că eu sunt cel mai bun la PvP de aici, de pe tot Minecraft-ul. Dar ăla și-a luat armură, nu e ok. A, e red ăla? A, green! A, s-a dus green, mă, ăla e red. Nu mai avem, mă, treaba atunci. Bine, ba, da, avem, pentru că o să vină unul red pe noi stacat. Și trebuie să ne apărăm. Îmi trebuie 12 gold pentru o armură de iron. Deci să ne luăm acum, măcar avem enchanturile astea care o să ne ajute puțin.
Dar am nevoie de 12 gold. Dă-mi o dată. Mamă, deci gold-ul ăsta se spawnează atât de greu. Se generează, de fapt. Atât de greu. Vreau să fac mai e red acolo, dar... Am nevoie și de diamante. Încerc să-mi dau seama dacă e... Îs player acolo. What? Nu văd bine. What the fuck, cum se vedea de pe cealaltă parte? Pur și simplu erau niște playeri aici. Dacă stai să te gândești, ok. Hai să luăm armură. 12 gold, armură de iron cu protection 1 pe ea. Hai să ne mai luăm și noi încă un diamant de aici. Ca să le punem protection 2 și asta o să ne ajute foarte mult. Pentru că protection 2 pe bedwars totuși e foarte bine. Dacă stai să te gândești, e foarte bine. Ești destul de bine apărat și e tot ce contează. Ia, solo upgrades. Băgăm aici, easy. Mai luăm gold de aici. Nu cred că ne mai trebuie un alt golden apple, dar ne-ar trebui un târnăcop să avem la noi în caz de orice. Pac, punem asta aici și eu zic că suntem... Mă mănâncă nasul. Nu e ok. Nu este ok. Hai, deci cine mai este mai red, yellow care sunt eu și white. Hai să-i dăm drumul, frate, la treabă, să vedem care e mai ciocan decât celălalt. Da. Bun. Cu 2 diamante nici nu prea mai poți să faci ceva. Dacă vrei să mai upgradezi ceva, îți trebuie foarte multe diamante. Și nu prea cred că mai am chef să mai stau pe insula mea. O să mergem să explorăm și noi alte insule. You have been upgraded to tier 2. Gen, se generează mai repede chestiile astea. Am uitat pentru o secundă ce se întâmplă la chestia asta. Ok. Acolo e red pe mijloc și nu este ok pentru că cred că este singurul de pe mijloc și ia toate emeraldele. Și dacă ajungi cel mai stacat om posibil, chiar câștigi pentru că, crede-mă, ai mult mai multe șanse să câștigi. Tu ai armură de diamant, holy shit, bă, deci am văzut tactica asta atât de des pe Bad Wars, zici că vin pe... Oh my god, s-a distrus patul red, trebuie doar să-l bat și red e pe aici pe mijloc, nu? Deci am văzut tacticile astea pe aici pe Bedwars atât de des în ultimul timp. Zici că vin pe Bedwars, frate, să fac parkour pe aici. Deci toți pun blocuri sub ei ca să fac parkour, ce pana mea. Bine, de fapt e o tactică ca să, când ești fugărit, să nu vină ala după tine sau ceva. Dar totuși vii pe Bedwars să faci parkour. Nice. Deci avem 2 emerald. Cred că o să mai stau puțin aici ca să fac rost de o sabie. Sau să fac rost de... Na, bun, mai bine facem rost de o sabie pentru că mă gândeam să stăm pentru 6 emeralde pentru armură. Ar dura foarte mult și după... Hai, să fim sinceri. Ai foarte multă armură deja. Eu am armură de iron cu protection 2. Nu cred că mai trebuie ceva foarte bun de atâta. Dacă o să cad, ok. Dacă urma să cad acolo, știți că... Slash quit, nu mai intram în jocul ăsta niciodată și asta era. Ia, item shop. Boom. Ia uite săbiuța de diamond cu sharpness 1. Eu zic că nu ne mai trebuie nimic. Hai să mergem la ăștia, deci red încă este în viață, ceea ce e nașpa rău de tot. Ia, știi ceva? Hai să mai facem rost de pe aici niște gold ca să ne facem și noi un arc. Ne-ar ajuta foarte mult, 17 gold de aici. Hai să mergem și la vecinul că n-am mai luat de la el de mult, sigur e plin. White ăla n-are nicio treabă. Ok. Ia să vedem cum se treaba pe la asta. Ești plin de bani sau? Oh, normal că e plin de bani. Ia, hai, să luăm de aici. De-asta, holy shit, ce m-a speriat. Mamă, deci oficial mi-a luat jumpscare. Ce s-a întâmplat, mă, nene? Așa se aude când mi se distruge patul, da? M-am speriat rău. Ok, deci acolo e red. Ok. Ok. Îmi trebuie 8 diamante pentru protection 3. Și ăla are armură de diamond. Nu. Nu, nu, nu. O să stau aici. O să stau aici. Nu mai am pat. Și nu cred că merită să... Are și poții. Ui, mâncați-aia și pana ta. O mare patul distrus, știe care treaba. Știe care treaba.
Mamă, ce trucuri, bă, nebunule. Ho, ho, ce dai, mă, așa mâncați ăia șpana ta? Ce-i cu ăsta, mă? Bă, ești nebun la cap, ce mi-a făcut ăsta? Mi-a dat lumea peste cap, ești nebun. Mamă, cum dădea în cap, mă, bă, deci 4 hituri mi le-a prins fără îndoială, nici nu puteam să-l ating. Uite așa, îmi dădea el, eu încercam să-l ating, eu dădeam acolo în gol. Mamă, ce s-a întâmplat, mă, nene, ziceai că am ieșit din burta mamei. Bă, ești nebun, frate, hai de capul meu. Credeam, aveam și o șansă că, aveam și o speranță că o să câștig primul meci, dar nu se întâmpla să zi de zi. E, ce să-și facem, hai să începem un alt meci, pentru că n-a murit nimeni, nu s-a dus nimic. Oricum, cred că ăsta o să fie ultimul meci, dacă nu-l pierdem foarte rapid. Dacă ajungem printre ultimii, bineînțeles o să fie ultimul meci, pentru că se lungesc episoadele foarte mult, deci este... Este cam ok așa, 2 episoade dacă le pierd sau... Bine, n-aș vrea să pierd niciunul, dar... Da, vă imaginați și voi. Ok, deci îmi place mapa asta cu zăpadă, era în iarnă și jucam mult. Îmi place mult. Mapele astea noi sunt mai mult așa oblice, frate. Astea, uite, drum drept. Drum drept în față. Frumos, frate. Cum sunt alea, normal, mi-intră părul în ochi. Așa. Aici solo upgrades, nu știu ce. Bă, da. Am observat la mine că e o chestie. La mine, ăștia de la care cumpăr sunt villageri. La alții sunt tot felul de lucruri diferite. Nu știu dacă au ei lucruri diferite sau gen pentru ei arată exact la fel. Dar pentru mine arată diferit. Nu știu dacă m-ați înțeles, dar am zis ceva pe aici. Da. Cred că, până la urmă, este ceva pe care ei din... Ei, să zicem, din lobby, dai spin la ceva loterie și îți pică skin de ăsta de villager sau ceva, habar n-am. Sau pur și simplu un plugin ca să diferențiezi ăștia de la care cumperi. Oricum, nu știu, mi-au o mare trip pe... pe un lucru atât de banal. Vorbesc de un villager din Minecraft. Ok, bun. Hai să vedem care e treaba cu ăsta. Care lângă mine, lângă mine este Blue, frate. Și el deja și-a făcut drum către Diamond. Mamă, omul ăsta e pus pe treabă, chiar vrea să farmeze. Bine. Stai să vezi ce să fac. Dar să nu mă surprind așa deodată cu o săritură, că așa mi-a făcut unul. Așa mi-a făcut unul, m-a surprins cu o săritură, dar asta n-am mai știut de mine și m-am dus pe Dicleanu. Mamă, deci cât mă sperie sunetul ăsta, te rog. Nu știu unde e tipul, dar... A, tipul era la green, mă, l-am și văzut. Dar trebuie să se întoarcă numai. Dar unde este? Deci aici a fost Blue. A, Blue a fost eliminat de tot. Și green a rămas, what the fuck? Nu mai înțeleg nimic, hai. Hai să mergem la green. Ia-te pe green, sărăcuțul ce face. Cred că vrea să-ți ia o sabie. Cred că vrei să-ți iei o sabie. Uite, mă, nu poți să-l ating, ești nebun. Eu dau un el și cu lag se bagă SNL. Uite, asta mă enervează de obicei la Bed Wars, frate. Nu-mi cumpără chestiile astea direct. Nu-mi cumpără chestiile astea. Nu-mi... PvP-ul e puțin nașpa. Dar nu știu dacă e de la mine sau de la server. Uite, vezi? La ăsta shop-ul arată altfel. La mine e un villager, nașpa. Nu știu. Dacă pot să-l schimb cumva, lăsați acolo în comentarii. Oh, mă, nebunule! Ce vrei de la viața mea? Mâncați aia șpana ta, aia pleacă dragul de aici, că nimeni nu te vrea. Ok, hai să ne întoarcem pe... Oh, nu! Oh, nu, 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 nici nu mai știu ce trebuie să fac, o să-mi distrugă patul. Ce repede merge meciul ăsta, ok. Trebuie un golden apple, trebuie un golden apple chiar acum. Oh, greu mă mișc. Nu, îmi trebuie armură, îmi trebuie armură. Pac, ok. Încerc să trag de timp și de orice, pentru că acum chiar nu mai am cum să mă mai respawnez. Eu eram red. Unde s-a dus tipul? Cred că a rămas la mine, mă. Ei, ce faci, mă, boss? Ia că l-aștept eu aici. Adică dacă vrea să-și construiască ceva pe acolo. Bune, bune, ce faci, mă, acolo la mine prin să-l mâncați, ia șpana ta, ia pleacă dracu de acolo. Că te mănânc.
N-am doar 2 player în pad. Bune, bunule, ce dracu faci mai aici? Ia uite, mă. Păi jucăm jocuri aici sau ce facem? Oh! Mamă, ce era să cad! Oh, shit, ce-am supraviețuit! Hai că suntem bine. Pink team has been eliminated. Nici omul ăsta n-avea pace, eu l-am eliminat. Nice! Păi ce faci, mă, tu aici? Tu construiești la mine pe insulă, mâncați aia și până ți-am dat eu voie? A? Nu? Exact. O să luăm două de-astea pentru că avem nevoie. Să mănânc unul acum, că trebuie. Ne trebuie un pickaxe în caz de orice. Luăm de-asta. Asta e cel mai bun, frate. Ieftin și e bun, frate. E bun. Bun. Am armor, am protection, am sabie. Mi-ar mai trebui o sabie de diamant și tot de diamant. Sau să terminăm meciul ăsta repede. Oh, shit, e un player aici. E un player aici. Oh, bă, ce ai făcut? Ai armor de diamant. Oh, ce-ai făcut, mă? Aqua, baftă. Baftă, frate. Băgăm un golden apple iarăși. Deci, Aqua l-am eliminat. Avea armură de diamant. A stat mult omul ăla prin centru. Mergem acum la Yellow. Yellow încă mai are bani? Mamă, Yellow încă are pat? Păi vă imaginați ce are Yellow? Oh, shit. Nu! Nu! Deci, trapul ăla, la cât de nefolositor e și enervant pe atât de bun e. Da, fraților, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu am câștigat niciun meci dintre acestea, dar măcar am avut niște faze acolo destul de bune de PvP. Nu știu dacă v-a plăcut. Eu chiar m-am simțit bine, mai ales meciul ăsta cum l-am eliminat pe Pink și toate lucrurile astea. Oricum, cam atât a fost și acest episod. Dacă mai doriți episod în continuare, v-aș ruga să lăsați un like. Eu am fost Cristi și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!